Salutare! Astăzi discutăm despre nibarul cu care Filio a încercat să-l finalizeze pe Mukhaev în ultima gală UFC. Bun, aceasta este poziția în care cei doi au ajuns. Filio încerca să aplice o pârghie pe genunchiul lui Mukhaev. Mukhaev, pentru că era încărcat de adrenalină și probabil are foarte multă mobilitate în genunchi, a rezistat aici și a reușit să iasă după ceva timp. Doar că după meci s-a dovedit că genunchiul lui deja era distrus. Cum ar fi trebuit să se apere Mukhaev într-o situație de genul? De fiecare dată când partenerul încearcă să aplice pârghia pe genunchiul meu, vreau ca piciorul liber să vină cu talpa în spatele genunchiului și să împingă. Ce mă interesează de fiecare dată când partenerul încearcă să aplice o pârghie de genul? Ca linia genunchiului meu să depășească linia șoldului partenerului pentru a anula pârghia. Am dat un exemplu simplu acum. Cum fac asta într-o situație în care partenerul își încordează foarte mult picioarele? Vin cu piciorul liber, împing și îmi scot șoldul în spate. În felul ăsta genunchiul se eliberează. La început, dacă nu pot, pot veni cu mâna sau îmi pot aduce piciorul dacă nu am mobilitate suficientă să vină singur. Pun talpa în spatele genunchiului, împing și am eliberat.